Salutare! Bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi ne vom juca un joc, nu mă întrebați ce mă joc pentru că îmi fac de râs. Nu uitați, dacă nu vreți episodul, apăsați butonul de like, share și subscribe. Astăzi ne jucăm Mr. Crossy. Nu uitați, dacă nu vreți episodul de astea horror, v-am zis like, share și subscribe. Două like-uri minim să continuăm seria de jocuri horror. Bine, nu chiar cele mai horror, dar... Na, mă înțelege și pe mine. Mă joc și nu știu ce mă joc aici, chiar nu... Și colect o suflete. Ok. Deci să colectăm 8 suflete. După cum vedeți, eu nu e un joc foarte wow, adică părerea mea e că e foarte, nu e cel mai wow. Adică uite-vă ce am în mână, bro. E făcută în Paint. Niște animații în Photoshop crește și băgate aici. Mai mult nu prea e făcut. Suflet. Ok. Dar bune că am ajuns fix în capătul de unde am început. Nu vă promit că o să termin jocul ăsta pentru că e foarte greu. Bă, și nu mă aștept să fie chiar așa de horror. Bă, și fix cum voiam să zic, o să ne alerge câțiva de ăștia. Dar fix în momentul ăla s-a întâmplat, bă, și nu știam de unde vine. Cred că atunci când e un suflet, se pun niște sunete și dau seama... Cei trei unde ești, probabil. Mă gândesc. Altfel... Nu prea știu ce să zic. Nu să mă luăm în partea aia, că știu drumul de fapt aici. O să luăm în altă parte. Ok, avem 3. Problema e că nu știu drumurile astea. Și pe dreapta. Într-un suflet. Și am zis că la moarte Mr. Crossy m-a trebuit să ne sponge bobică. Ia mă, ajung locul ăsta și nu-mi place aici. De fapt trebuie să luăm suflete cei drept, adică n-avem de ales. Deci știu că nu aici. Și nu aici. Sau pe... Pe aici. Nu cu ce să vină cineva, sunt 100 de milion, sigur. Nu. N-am sigur! Ciuc! Băi, parcă aveam voie să trec! Ciuc când e! Am băguit jocul, băieți! Încă unul! Dar la trebuie să nu mai știu, mai e ideea. Și cum aveți după aia să mă ajută? Hai, puiu! Bă, și mai avem nevoie de două! Nu mai în jocul ăsta, că sunt foarte mult... Deci trebuie să dai seama unde ești după sufletele pe care le iei, că altfel nu îți dai seama, că sunt acolo, că ați văzut că el o lua gen în partea aia, unde am dat eu înapoi, în spate, gen. Poate să vină cineva, sunt 100 de milion, sigur. Nu. Asta e nașpa, că ești de seama după sub... Și tu dacă dai de un capă de ăsta de hol, și ea vine, ce să faci? Practic trebuie să-i lași să te prindă, asta e ideea.
Și asta e nașpa. Uite și la urte. Eram sigur, bro! Aoleu! În ce parte m-am dus? Că am stat să mă uit către Mr. Crossy. Voi veni spre mine. Deci dacă mi-aud un sunet tâng tâng tâng, nu-mi dau seama cine. SpongeBobica. Încă nu e SpongeBobica. V-am stau și de el, sincer. Dacă am dat de toți până la urmă. La holul ăsta fă că durează ceva. Fira el cu jocul vostru. Bro! Bravo, bitch. Vezi, bă, nu-mi dau seama că e acolo. Pe ăla. Și ce trebuie să iau la stânga, că n-am pus, i-am întrebat dacă ia la acolo. Bă, e prea greu jocul ăsta, efectiv. E mult prea greu jocul ăsta, frate. Aine, că și eu m-am fix după sunetul ăla lui, crezând că nu e acolo. My God, bro! Așa ceva este imposibil. Efectiv, nu mă dă de niciun suflet. Ah, uite cum. Deci dacă aud, e clar că o să fiu mort. Că dacă dai de unde să n-ai pe unde să fugi, mă. N-ai pe unde, că se te urmăresc non-stop. Și asta e faza nașpa. Of, a, uite, în față e. Bro, iau în față ca să vedeți că e aici. Stânga. Aici. Bă, bă, cum să vă încerc că pe acest episod, efectiv, n-ai cum să faci, am strâns, știți ce mult am strâns 6, da? Aveam 2. Nu uitați, dacă mai aveți episoade cu joculețe horror, apăsați butonul de like, share și subscribe. Noi ne vedem la viitor cu un nou episod.
Ciao!